Bună seara, bună seara, bună, bună seara. Să arătăm și captura noastră de astăzi, în 2 ore de pescuit. Oh, căzură bibanul, vină, Gigi, cu ce, că n-ai unde să fugi. Vreau doar să arătăm așa găleata asta, reținută la muscă, la barajul Medișa, pe data de 30.07. Dăm o muscă la un bibanel. E băgat pe vertical aici. Linia cu o muște. Mă joc și am niște musculițe micuțe de tot. Așa-i plac lui aici. Tripletă, da? Ia mă, să dau eu mai în larg. Și să vedeți acum între ape, 1, 2, 3, 4, și încep și joc, pac, pac, și strâng firul, la mișcare, să vadă bibanul musculița, opa, a văzut-o, belea, a luat-o după radar, ea, stai așa, la mișca. Strângem firul, lucrăm cu firul întins. Opa, opa, Fiți băieți, cum să cade, mă. Ce faceți voi aici? Lăsați prostiile. Ai, am zis că mai mult, dar am unul singur. Că ne înghițim musculița cu totul. Să arătăm și musculița la cameră. Imediat să vă arătăm și musculița. Suntem aici pe Cătălinie câte 2. De 18. Plumb de 20. Pac anunțat. Pot să joc și în laterală și cu vârful sus. Trebuie să joc cu vârful sus acum. Să vedem ce se întâmplă. Dar mai strâng și firul cu mâna stângă. Ia. Nu se mai simte plumbul, nu știu de ce. Nu se mai simte că dăduse el în ea. Deodată, cică. Păi îi place musculița asta. Câte musculițe aveți, atâția bibani puteți lua o dată. Opa, ce m-a întâmplat asta. Băi, Gigi, bă, nu vrei să te vezi tu la camera aici. Mare greșeală. Barajul Merișani. A plouat ceva. Tăietura asta pe aici. Iată. Mama și-a dat în ea, băi, frate, băi. Ia uite, bă, ce se luptă ăștia, bă, cu ea. Cum e, Cătălin? Se luptă, se luptă, a? Ia să vezi ce bancă am găsit aici, fii atent. Uite-te aici, neamule, 1, 2, 3, 4, da? Mare atenție la Chicago, cum se iau bibanii la musculiță. I-ați văzut, da? Nu e niciun secret. Pescuit comercial. Am văzut pe o filmare la străini.
cum să iau, să ia macrou și cu... și cu... scrumbia, cred că. La musculițe tip comercial. Ați văzut varianta? Nu. E controliu, cum e ăsta la puț. Când dai la puț, ai văzut? Da, da. Și aruncă o greutate în apă și e plină cu muște. Dar am impresia că are și ăla, zi. Are și elastic între plumbul după fund și cu ăla. Că mă gândeam la o variantă. Deci el și linia cu muște, dar muște multe, 500 de muște, să zic, legate. Așa. Și el ce face? El face așa, recuperează, înțelegi? Aduc în linia, el mișcă musculițele, pește, pa, pa, se repede să înțeapă. Ele când le aduce are un grătar ăsta ca la puțalite așa și când aduce, când trece peștele, pac, sare în... și el în stânga are decât ăsta, pui, ca un fel de butoaie așa. Și el sare, pac, se umple butoaile singuri. După ce termină, îi dă drumul la aia și cred că elasticul trage linia înapoi. Știi că mai e, se mai folosește metoda asta. Uite, vezi că e firul după. Da, da, da. Și iar duce înapoi și după aia iar începe și recuperează, iar sar peștința acolo și iar de drumul. Ai zis sigură? Da, da, da. Am văzut filmare, bă, dar știi că lua ăla la comercial? Că la noi bagă plasa după scrumbie dacă ia 5 kg, mamă ce bucăți am luat. Și ăia ia 5 tone în, 5 tone în 2-3 ore. E o mare, mare diferență. Pentru că la plasă peștele se sperie, dar la muscă vine. Da. Ai înțeles? Și câte muște ia, atât pești prin. E de inteligență, dar nu știu, ai nu știu pe comercial. Am să-i învăț eu pe pescare ăștia din... Că dacă tot e în stilul meu, să le fac o legătură pentru comercial. Înțeleg? Că ei au voie. Și atunci cumpărăți aparine cu 500 de muște și începe lucrarea. Da, lucrare, că scoaterea banii. Știi cum scoteau? Îi vezi cum atac. Lase, începe. Exact ca la sistemul ăsta. Bași și scuți. N-ai timp morți. Ai? Da. Dar nu văzusem pe ăsta, până am văzut un film. Este interesantă treaba. Probabil că așa zic și ei. Uite pe băiatul ăsta de la Biban cu musculițe. Fir textil, bățul foarte dur. Și ei cum vedea, a, mișto, uite ce stil are, știi? Mai m-a sunat băieți din Australia, ci că a făcut și el muște, a dat și el în sistemul ăsta. Și că a prins și el. Biban la ei în Australia. Pe sistemul lui Gabriel. Sistem sportiv, așa, mai mult de distracție, așa. Mai mult de distracție. Și încă 3. Ca să facă prăjeala, da, gata, să umple tigaia. Încă 3 și încă 3. La tăietură de-a lungul metrii de-a. De un lateral așa. Ideea e să strâng și firul, să lucrez cu firul întins. Și cu mijnă Luca. Pentru durfire textil n-are mult să se duce. Și după trei, uite, trebuie să ai răbdare doar așa, să nu te grăbești. Ca să fie auto-nțepare, adică să fie tot așa, 4. Înțelegeți cum e figura? Deci la ora 19:30 dacă veniți, nu ratați distracția, nu să ziceți că e târziu. Nu e târziu, dar uite cum se leagă ne-n pe cameră. Nu e târziu nici la ora 20. Aveți o oră până la... Ai? Da, dar eu stau de comentarii aici, de spui la băieți ce să fac. Păi și așa trebuie să fie ei mai... Să fie ei, da, trebuie să mai bată și profesor, că... Profesor după atâți ani, după 25 de ani, îți dai seama că dă și el așa să distrugă. Ideea e să prindeți voi. Înțelegi? Ca unde te duci să faci treaba, să nu fii nepregătit, să nu știi care e treaba cu muștele. Eu știu care sunt treburile.
Așa le-am... Nu știi că la început nu știam să prind biban? Dar când se întâmplă asta, cu 20 de ani? Nu știam. Nici cum să trag muștele, nici care treaba, nici... Mi le-a descoperit domnul, așa a zis. Vezi că peștele apucă și o scuipă. Mă uitam într-o zi la niște pești, dădeam la larvă. Bă, ce mă chinuiam acolo la, la vaporat să iau bibani. Iarna pe lângă gheață. Și aveam o larvă de libelulă, micârleg, și plumbulețul și cu plută mică, înțeleg? Și mă jucam așa, zic, bă, să joc și eu pluta aia, ca așa zice, să joc și pluta ca să stragă mai bine bibanul. Și ridicam pluta și o coboram și o ridicam și o coboram. Și mă uitam așa pe apă ce se petrece, că era apa mică de jumătate de... Era apa mică de o jumătate de metru. Ce crezi că se petrecea sub apă? Când jucam, ridicam pluta, plumbulețul să... Se ridica și el, când lăsam pluta și plumbuleț în jos. De câte ori se mișca plumbul, de atâtea ori venea un biban și o apuca în gură și o scuipa. Dar la larvă, eu ziceam, du-te bă la larva aia, la el n-avea treabă cu larva. El vedea mișcarea, se ducea acolo. Și după aia am început eu să înțeleg cum e treaba cu ei așa. Tot ce vede că mișcă, pac, pune gura, dar trebuie știu că și o scuipă, ai înțeles? Câteodată nu trebuie animate prea tare așa, să facă, că dacă sunt gâzele mici, ca gâze aia mică, țic, 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 și o apucă în gură, înțeleg? Atunci îi dăm așa, mici și dese, cheia marilor succese, adică dai scurte, foarte scurte înțepături. Înțeleg? Mai dăm și așa, scurte, ca să poate să se apuce și între timp, înțepături. De timp în țepăturile. Sunt curios pe Marea Neagră, că n-am pescuit până acum. Sebi, tu la biban dai? A luat-o? Am mai luat și-o pe acolo. Îmi place pe aici, pentru apă. Pe nivelul ăsta pe aici. Trebuie să dau mașina la drag. Oh, oh. Păi te lasă-i, ha. Bă, dar a luat ăsta, bă. Nu s-a jucă, bă. Să dau în lateral, așa. Valie cu clean. Unde dă ăsta, mă, la clean? A văzut el clean. A mai luat ăștia la Vobler, au luat. Sub pomii aia, nu știu dacă trebuie să fie. Acum cum e liniște, s-ar putea să-l păcălești. S-ar putea să-l păcălești. A dat soarele, îți intră soarele în ochi. Nu mai ataci, nu? Te-ai jmecherii, nu? Au alată, să-ți dai. S-a intrat musca la cap. Ia-mă. Hai să-ți dăm înțepături serioase. Păi ce mă jucă cu tine acum? Stăm de palavre aici. Știi că tigaia e goală? A ruginit tigaia. Sunt de palavre aici, amândoi. Bagă mustața la muscă, nu sta. Ia, am jucat-o mai în viteză, au venit și unii mai îmbrăcați așa. Am și o viesă pe biban. Să joci mai agresiv, olea, că ia, mă, să joci mai agresiv, olea. Ia, mă, mai agresiv așa, pac, 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 pac. Agresiv și strâng. Vedem ce se petrece până la sfârșit. Ia uite ce a dat ăsta în ea. Păi dacă ți-am zis că nu mai stăm de palavre. Trebuie să mă asculți. Nu stăm noi aici fără să scoatem măcar 3. Măcar 3 să vadă camera aici. Curcei.
Așa, Andrei? Am un scafandru aici în apă și mi-a agățat scafandru, așa a zis Andrei. Că crede, domeniu, magie asta. Crede, domeniu, magie. Fir textil Berkeley 015, bățul foarte dur. În curând o să-l găsiți la cumpărare, la vânzare. La cumpărare la firmă. Să se spune apărat. Și apoi mișcarea energică, tata, că ăsta e răpitor de viteză, nu e de... E ca supernova mea, nu îi dai ei 2000 de ture să moară în pantă. 4000, 5000. Ia să, la desfundăm una, că fiți atenți, față. Pac pe lângă ciment. 10-15 metri în față, 1, 2, 3, 4. Bățul lateral, fir întins și am început jocul. Uite-l, opa, opa, plumbul jos. Și am început distracție. Care o prinde, s-o prinde. Ideea e că n-a prins-o niciun. Sunt moftroși, dau 2 metri mai la dreapta. Și încerc aici, ia. Aha, mai am eu un stil așa secret, ia. Trag foarte puțin așa, cât i-aș da înțepătura lui. Ca dat rezultate, ho, 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 ui. Mă, rar, dar mar. Înțelegi, cu ăsta pot să mă laud. Ho, ho, taia șoaca, a zis că mă laud, ce? Ce e, cu ce mă laud? Luța în gură. Uite, vezi că l-am făcut cu zoom-ul? Oh, uite, zici că e bani la jumătate de chin. Ca să se vadă musculiță. De 18. Iebi, unde te duci, mă? Unde te duci? Mai... Nu e aici? E mic ăsta? Poate dă ideea mai mare. Uite, lui Cătălin nu mai e să par mici. Așa, Cătălin? Pentru noi contează distracție. Nici puțin. Păi așa zic. Nu-i caut eu pe aia mare. Dau faliment. Aia mare e altă tehnologie, trebuie să bagi muște mare. Îi bagi lipitorile alea de 12, bățul dur, fir de stil. Știu eu cu aia mare, da. Și mai deștept mai potriviți așa. Facem și noi de lucru cu ăsta. Distracția e mare, ce crezi că e? Uite cum a dat ăsta. Ho, 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 voi, ho, voi, voi. Ho, voi. Ia uite-l, bă, ce l-a mușcat musca, bă. Ce l-a mușcat musca pe ăsta, bă. E, cum e, că e frumos, nu? Măricei mulți, frumos. Suntem foarte mulțumiți. Avem o jumătate de găleată. Merge banda. Musca e criminală. Trebuie să încercăm doar pe ăla cu Michigan din America. A zis fratele... Păi avem biban, acum numai tu să știi să-l prinzi. Păi n-am, mă, muștele ajutoare. Eu ce să fac? Eu doar nu mai băgă eu după el. Bag muștele la el, să gâdile o leacă la... Controleze și pe el.
Ai văzut ce a zis Sebi? S-ar putea tu să ai altfel de muște, de într-adevăr, că am alte modele. Dar nu e asta treaba. Muscane. Toate sunt prinzătoare. Oulu! Tata, bă, au început purcei ăștia mari să caute muște. Vindem pește proaspăt. Cine-i cumpăr? Mânești, mă, Vali, Vali sus la clen. Alte minunății. La cle. Cum merge treaba? Ah, nu știu cum vă cheamă, de-aia vă zic așa. Ah, așa, domnul Marian. Că nu știam cum vă cheamă, de-aia. Socrul, așa socru trebuie să zic, nu cuscru. Păi nu ți-a dat până la urmă linia prinzătoare? Ia uite, vre. Păi trebuie să-ți dea una, două blete, nu are? Uite el de aici. Hai că îl bag eu la cheltuiele acum. Uite, bă, a început așa să sară din găleată aici. Îl bag la cheltuiele. Mamă, ce-a dat ăsta în ea. Ulu. Bele. E, unul scapă și unul vine. Unul scapă și unul dă drum. De când n-ai mai luat pește? Nu m-am uitat la mă. Dai tot cu lea marele, nu? Păi parcă mai aveai bățul ăla, sau ăla. Nu-i ăla tău? Nu-i Andrei ăla? Bățul tău unde? Nu mai dai? Păi dă-i lui dânsă să dai și acolo. Ui, s-a făcut și strunele scurte. Ălea și dacă ar da în el nu e, că îi mai modifica eu palul. Păi scapă că e struna scurtă și nu poate să o apuce în gură. Palul Andrei o modifica, eu le mai mări eu, că n-ai ce. Așa a făcut când dădui cu alu Andrei. De deal simțeam, dar nu putea să ia musca, că dacă e struna de o jumătate de centimetru, nu prea. N-are și el un songhită. Car 1, jumate, 2. Dar vezi că fir textil ai pe aia, nu? Vezi că calmă pe aia.
Ia uite-i, bă, ce... Și au început... Poți să vii încoa, uite, să-ți dai eu linia asta. Zic să-ți dai eu linia asta mea. Păi la ce s-o las? Stai degeaba? Păi n-ai cum să te antrenezi așa. Cătălin, îți dai și stânga-dreapta, dai și... A, nu, că nu mă uitam. Zic așa, ca să știi. Pe stil. Și lateral și stânga-dreapta. Poți să combini tehnicile, știi? Că el, când ai schimbat poziția bățului, deja el și musca să mișcă altfel. Dar eu zic că contează duritatea, nu? Să poți să-i dai înțepătura. O să-i simte când atacă. Când atacă, băiat. Vețetă asta rigidă, nu găsești cu scoare. Da, nu găsești. După mâna, mai bine mi-a adaptez, modific. Păi da, n-ai decât să modifici, da. Și la ăla, dacă nu-ți mai trebuie, da. Stai de acolo. Faci o operație, îl dai de acolo și îți rămâne... Ajutare de 3 mele. Păi de ce are? Păi oricum îl folosești la asta. Păi da. Și ai terminat bulci. Îl dai și frumos cu... A, uite. Păi de-aia am zis să scoți și o bățcă. Da, pe altă bă. A, uite. Cum să iei 4 odată, dar n-ai găsit. N-au decât să modifice, că un băț așa, la ora asta nu știu dacă e. Nu e, nu e că nu e stilul făcut. Adică dacă eu am eu perfecționat stilul și am zis așa și merge așa, dar abia acum începe să ia amploare, înțelegi? Și omul vede, băi, adică vede cum dă. Într-adevăr, are dreptate, merge. Și trebuie făcut și echipamentul, înțelegi? Exact ăla, domnule, am inventat mașina, nu? Dar trebuie să-i scoatem și benzină, degeaba. O, am inventat mașina și nu-i băgăm benzină. Așa așa e. De asta sunt și eu la început, acuș. M-am gândit la ideea asta, că... Păi de rând, nu numai aici se întâmplă. Și la ori, și oriunde te duce. Păi, dau, și n-au rezultate, înțeleg? Și aici e cel mai rău. Așa îi spui omul, domnule, ăsta e echipamentul, te bățul ăsta e. Ai cumpărat toată mai treabă. Garanta că face treabă. Nu dă ratele. Omul... Să cumpere că n-ai. Fiecare e pe... Concepute pentru una, pentru ceva, pentru șalău, alt...